Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu sociologia. În continuare vom discuta despre ancheta apreciativă ca metodă de cercetare, intervenție în spațiul social. Dezvoltarea socială, fiind prin esența ei un proces integrativ, este predispusă la transdisciplinaritate și de aceea am ales această dimensiune a practicii și cercetării sociale pentru a ilustra ideea de clivaj interpretativ al unor tehnici sociale generate de schimbările de paradigmă oferite de trecerea de la o epistemologie, trecerea către o epistemologie centrată pe interdisciplinaritate și interconexiune. Gerbert Bouchet, unul dintre teoreticienii anchetei apreciative, o consideră ca pe o teorie a organizării sociale și o metodă de realizarea schimbării sociale, una dintre cele mai semnificative inovații în cercetarea acțiunii. Conceptul de anchetă apreciativă este lansat de David Cooperider și Suresh Srivastava în lucrarea Appreciative Inquiry in Organizational Life din 1987. Autorii reiau în o dezbatere legată de importanța teoriei pentru reconstrucția social-organizațională, discutată în contextul potențialului cercetării acțiune, prin unul din ideile lui Kenneth Gergen legate de caracterul cunoașterii teoretice și rolul ei în transformarea socială, propunând o redefinire a scopurilor științifice ale cercetării acțiune. Scopul științei nu este doar descoperirea și verificarea legităților sociale, care să permită predicția și controlul, ci științele sociale și comportamentale ar trebui definite în raport cu capacitatea lor de generare, prin aceasta înțelegându-se capacitatea de a provoca prezumții călăuzitoare ale culturii, astfel încât să se poată ridica întrebări fundamentale legate de viața socială contemporană, să se reconsidere ceea ce este considerat de la sine înțeles și în felul acesta să se ofere noi alternative pentru acțiunea socială. Așa cum am mai discutat cu alte ocazii, vorbim de două modalități de a realiza cercetarea socială, și anume o manieră exploratorie și una validatorie. Cercetarea validatorie este cercetarea în esență ei teoretică. Sigur, avem și perspectiva exploratorie care urmează să genereze teorii și avem metodologia Grounded Theory, o găsiți explicată pe larg canalul YouTube, cursul online youtube.com/c/cursurile online Antonio Sandu, pe canalul nostru de YouTube. Și alături de ea spuneam că avem tot la nivel teoretic cercetarea validatorie care urmărește să valideze ipoteze deja existente. Mai multe despre aceste tipuri de cercetare în playlistul legat de metodologia cercetării sociale. Pe de altă parte însă, cercetarea socială ar trebui să permită o eficiență în practică și pentru aceasta avem metodele definite ca cercetare acțiune sau cercetare intervenție. Cercetarea în sine urmărește să producă schimbare socială și vorbim de astfel de cercetare intervenție în asistența socială, de exemplu, sau în cercetările legate de resurse umane sau de dezvoltare organizațională, psihosociologie organizațională și așa mai departe. Genul acesta de cercetare-acțiune poate să se bazeze pe rezolvarea problemelor identificate în cadrul unui sistem social, într-o organizație, într-o colectivitate, într-o comunitate și așa mai departe, sau, așa cum este cazul la anchetei apreciative, să se bazeze pe punctele tari sau pe ceea ce funcționează în cadrul acelui sistem social, organizație în special, a fost gândită inițial ca formă de dezvoltare organizațională, dar și în comunități sau grupuri sociale și există aplicații de practică socială individuală, consiliere socială, de exemplu. Ancheta sau cercetarea apreciativă, appreciative inquiry în engleză, este un mod particular
de a chestiona subiecții dezvoltării organizaționale și în același timp de a prefigura viitorul prin adoptarea unor relații pozitive, pornind de la pozitivitatea fundamentală inerentă persoanei, unconditional positive regard, a organizației sau a unei situații sociale date, sporind sus capacitatea sistemului de cooperare și schimbare. Această metodă are ca presupoziție fundamentală angajamentul indivizilor în îmbunătățirea, schimbarea și focalizarea de performanță a sistemelor sociale. A aprecia înseamnă pentru fondatorii acestei metode de cercetare intervenție a valoriza acțiunea de a recunoaște a aspectelor pozitive în oameni, în lumea înconjurătoare, afirmarea punctelor tari, trecute și prezente, identificarea potențialităților, perceperea acelor lucruri care dau viață, sănătate, vitalitate, excelență, sistemelor vii, a crește valoarea și sunt utilizate ca sinonime, a valoriza, a onora, a prețui. În același timp, ancheta este acțiunea de a explora și descoperi, acțiunea de a pune întrebări, fiind deschisă ca tehnică spre a sesiza noi potențialități și oportunități. Ca sinonime au fost folosite de Cooprider și Whitney a descoperi, cercetare, explorare sistematică sau studiu. Perspectiva anchetei apreciative este una socio-raționalistă și este rezumată de autorul acestei metode, David Cooprider, în câteva elemente esențiale. Ordinea socială este fundamental instabilă în orice moment, fiind produsul unei negocieri sau convenții între persoane, convenția asumată tacit sau explicit de către acestea. Modelele acțiunii social-organizaționale nu sunt impuse în manieră biologică sau fizică, ele sunt capabile de o varietate infinită. Acțiunea socială este susceptibilă de a fi interpretată diferit în funcție de contextul istoric în care are loc, niciuna dintre interpretări neputând fi considerată în mod obiectiv superioară alteia. Acțiunile umane sunt prescrise de către idei, credințe, intenții sau teorii. Transformarea comportamentelor convenționale, umane, se realizează prin schimbarea ideilor, teoriilor, ideologiilor convenționale. Socioraționalismul consideră că teoriile pe care le îmbrățișăm, credințele și reprezentările noastre asupra sistemelor sociale, au un efect puternic asupra naturii realității sociale. Și cel mai puternic vehicul pe care îl au comunitățile pentru a-și transforma convențiile și convingerile sau înțelegerile în norme, valori, scopuri, ideologii, este actul dialogului, posibil prin limbaj și prin urmare schimbările care au loc în practicile lingvistice pot provoca schimbări profunde în practicile sociale. Teoria socială poate fi văzută ca un limbaj elevat, care posedă o gramatică proprie, ea putând fi folosită ca un instrument lingvistic capabil să creeze modele noi de acțiune socială. Orice teorie este în esența ei normativă, indiferent dacă se acționează sau dacă se intenționează sau nu acest lucru, și are potențialul să influențeze ordinea socială, indiferent dacă oamenii au sau nu reacții de acceptare, respingere sau indiferență. Fiecare teorie socială are o semnificație morală, având potențialul de a afecta și de a reglementa relațiile interpersonale în viața cotidiană. Cunoașterea socială rezidă în interacțiunea colectivă, ea este creată, menținută și folosită de către grupul uman. Aceste idei îi aparțin lui Cooprider și Srivatsva din articolul 1987 pe care deja l-am menționat. Diversi autori au definit ancheta apreciativă ca fiind o paradigma evoluției conștiente, generată în secolul 20. O metodologie care duce ideea constructului social al realității sau construcției sociale a realității către extrema sa pozitivă prin accentuarea metaforei și narațiunii, relaționarea cu modul de cunoaștere și limbajul, aducându-o la un potențial maxim de teorie generatoare. Cea mai importantă teorie generatoare, explică Kenneth Gergen. Ca să explicăm un pic aceste modele, aceste afirmații teoretice ale Cooprider și Srivatsva, în esență, atunci când urmărim să explicăm
socialul și să stabilim relații cauzale, dar mai ales atunci când formulăm teorii cuprinzătoare despre fenomenele sociale, modul în care noi înțelegem acel fenomen și modul în care reacționăm la fenomenul social respectiv, sau mai precis modul în care ne relaționăm cu acel eveniment sau cu acel fenomen social, modificându-se percepția noastră cu privire la fenomenul social în sine, ne generează atitudini despre acel fenomen. Atitudini referitoare la organizația respectivă, dacă cercetăm o organizație la un fenomen social și așa mai departe. Și acele atitudini generează un comportament, spuneam, comportament care schimbă în profunzime chiar pattern-urile după care respectivul fenomen social se desfășoară și este interpretat. Cu alte cuvinte, nu putem să generăm o teorie socială care să nu aibă, odată ce o acceptăm, consecințe directe în planul social. Și vorbim aici de marile teorii sociale, iată ca exemplu teoria lui Karl Marx și Friedrich Engels, cu privire la lupta de clasă. Este teoria care stă la baza apariției comunismului. În esență, ea este o teorie care se dorește a fi una științifică și filozofică în același timp, mai ales filozofică, de fapt, pentru că nu se baza pe cercetare empirică, ci pe observație, operația, fiind totuși o metodă de cercetare științifică, dar modul în care a fost interpretate de către Karl Marx rezultatul observațiilor sale asupra societății din secolul al XIX-lea europene, societății europene din secolul al XIX-lea, duce mai degrabă cu gândul la filozofie socială. În esență, această teorie spune că de-a lungul istoriei există clase sociale dominante și clase sociale dominate, și că dezvoltarea istorică a societății este rezultatul luptei de clasă, luptei de clase continue chiar între clasele sociale dominante și cele dominate. Sigur că metoda este una dialectică de specifică filozofiei și este preluată din filozofia lui Hegel. Dar Marx o duce această metodă strict către zona dezvoltării sociale, a dezvoltării economice, pentru că el are și o perspectivă economică asupra luptei de clasă. Și lupta dintre burghezie și proletariat este motorul secolului al XIX-lea și a fost în mare parte și cel puțin a primei părți a secolului 20 sau a 20-lea. Și aplicarea ei în practică de către cei care au aderat la aceste idei a generat mișcarea comunistă, socialistă, în mare parte a socialdemocrației anilor respectiv, a sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20, și ulterior a generat Revoluția din Octombrie din Rusia, dar sigur și ceea ce cunoaștem astăzi în istorie sub numele de comunism. Ideea luptei de clasă a dus către schimbări sociale totalitare, pentru că acele clase dominate, proletariatul și țărănimea, au urmărit ca prin revoluție să-și impună dominația asupra tuturor celorlalte clase sociale, au ridicat ideea de luptă de clasă de la nivelul de ideologie politică și socială la nivelul de practică și au construit adevărate lagăre de închisori pentru deținuți care trebuiau reeducați, care erau burghezi, omoștieri și așa mai departe. O teorie care schimbă cu totul umanitatea. Astfel de teorii sunt nu doar
nu doar cea comunistă, dar și cea liberală, e adevărat, mai, apărută mai devreme, prin secolul al XVIII-lea, și care a dus la apariția democrației liberale actuale. A fost destul, dezvoltată tot prin idei revoluționare, Revoluția franceză, Revoluția americană și așa mai departe, și care, în esență, punea autonomia morală a individului în centrul dezvoltării sociale și faptul că individul ar trebui să fie lăsat să își caute propria fericire, și de aici egalitatea, echitatea, democrația ca practici care să, ca valori în primul rând și apoi ca practici sociale derivate și care să mențină cât mai amplă posibilitatea individului de a-și căuta propria fericire. Sigur că acestea sunt teoric explicative asupra socialului la nivel macro. La nivel mezo, vorbim de teorii cu privire la fenomene sociale, la migrație, la crizele economice, sociale și așa mai departe. Și astfel de teorii, odată ce sunt considerate valide, afectează viața socială. Numai că această capacitate a teoriei de a afecta dezvoltarea socială este identificată și la nivelul micro, la nivelul grupurilor sociale sau a organizațiilor. Sigur că teoria nu mai este atât de cuprinzătoare precum liberalismul sau marxismul, ci este o teorie despre cultura organizațională dintr-o anumită organizație sau despre teoria de vulnerabilității aplicate unui anumit sistem social și așa mai departe. Diversi autori au definit ancheta apreciativă ca fiind o paradigmă a evoluției conștiente generată de noul secol. De noul secol e deja vechi pentru că e secolul trecut, secolul al XX-lea, dar citatul este luat din Harvard și el a fost scris articolul în secolul trecut. Ancheta apreciativă s-a dezvoltat însă și în secolul al XXI-lea, în secolul nostru. Am avut privilegiu să particip la congrese mondiale pe această, pe baza acestei teorii, pe baza acestor modele, și este unul foarte important acest domeniu, cel puțin legat de dezvoltarea organizațională, dar și de asistența socială. Vorbim de o metodologie care reduce, spuneam, ideea constructului social a realității către extrema sa pozitivă. Pornind de la aceste definiții, Kupreider consideră ancheta apreciativă ca fiind o epistemologie, o instanță normativă, o metodologie în managementul schimbării și o abordare semnificativă în leadership. Ancheta apreciativă este construită pe ipoteza că orice organizație este o construcție socială arbitrară, ale cărei limite sunt trasate doar de către imaginația oamenilor și voința lor colectivă. Boucher consideră că limbajul și cuvintele reprezintă fundamentul vieții sociale, în acord cu viziunea postmodernă asupra rolului limbajului, văzut ca agent activ în crearea semnificațiilor. Prin urmare, teoria, în special teoria care este corelată în cuvinte sau în imagini, are forța de a modela organizarea socială, deoarece noi vedem ceea ce credem. Aici, prin teorie, înțelegem mult mai mult decât simplele modele teoretice, așa cum sunt ele în sociologia clasică. Aici avem și microteoriile care încearcă să explice sau să expliciteze o dezvoltare socială în cadrul unei organizații sau a unui grup. Și, de exemplu, am publicat recent un volum referitor la percepția socială asupra valorilor etice în regiunea de nord-est a României, unde constatăm că în funcție de zona în care o anumită
valoarea etică este interpretată în zona vieții private a individului sau în zona organizațiilor din care acesta face parte sau în zona idealului normativ și așa mai departe, acceptabilitatea socială a respectivei valori este diferită. Și ierarhizarea pe care am stabilit-o fiecare valori în parte diferă tocmai în funcție de aceste niveluri ale realității sociale. Și dacă un individ consideră o anumită valoare ca fiind determinantă pentru viața socială din perspectiva lui rațională, atunci când aceeași întrebare se adresează din perspectiva vieții profesionale, de exemplu, respectiva valoare poate să crească sau să scadă în ierarhia valorilor. Sigur, rezultatele noastre arată că există totuși o anumită stabilitate axiologică, chiar dacă există diferențe de poziție, acestea nu sunt în majoritatea cazurilor semnificative pentru a arăta o scindare foarte puternică a interpretării valorilor în perspectiva vieții private de cea a sferei publice. Dar, practic, în funcție de nivelul de realitate individuală, socială, de grup și așa mai departe, conceptele suferă o derivă interpretativă, există modificări ale sensului și aceste modificări ar trebui sociologic să poată fi puse în evidență și vorbim aici de cercetarea apreciativă care asta urmărește să pună în evidență semnificațiile derive interpretative, mai ales în sens pozitiv, mai ales surprinzând ceea ce funcționează într-o organizație. În condițiile în care se dorește schimbarea unei organizații și se urmărește redefinirea modului în care persoanele din cadrul ei explică valorile care au condus la succes, schimbarea este văzută, în primul rând, ca o schimbare de atitudine a membrilor care constituie organizația, mai ales a celor care constituie voci semnificative în interiorul organizației din care fac parte. În orice organizație, schimbarea poate fi realizată prin modificarea istoriilor sau poveștilor care circulă informal, de regulă în grupuri mici, considerate confidențiale sau considerate că nu pot fi discutate la întâlniri oficiale acele idei, mai ales această cultură, așa zis, subterană. Aceste povești influențează mintea umană la un nivel inconștient. Dezvoltarea organizațională, versiunea apreciativă, are la bază o analiză semiotică a metadiscursurilor organizației. Analiza semiotică înseamnă analiza modului în care semnele de limbaj, adică cuvintele, influențează acțiunea. Pentru că odată ce resemnificăm un anumit termen, îi dăm un alt sens, sau se realizează această derivă interpretativă a unor concepte active la nivelul organizației respective, în ca reacție vedem că în cadrul organizației au loc automat repoziționări ale indivizilor în ierarhia non-formală a organizației, au loc elemente de acceptare sau neacceptarea schimbării. Un exemplu din zilele noastre, pe măsură ce există poziționări împotriva vaccinării obligatorii sau a vaccinării în general și pe măsură ce mișcarea antivaccin ia proporții în societate, mai ales în media digitală, în site-urile de socializare, din ce în ce mai multe persoane își pun întrebări cu privire la utilitatea vaccinării sau la siguranța lor și asta a determinat o scădere a acceptabilității sociale a vaccinării în general, a vaccinării în contextul curent în particular, legată, sigur, tocmai de repoziționarea indivizilor față de situația pandemică și, în același timp, față de știință în general, de medicină
și de vaccin ca practică medicală. Sigur, aceste rezultate nu sunt neapărat apreciative, în sensul în care a aprecia înseamnă a sesiza dezvoltarea pe care un anumit fenomen social îl poate lua. Dar aici vorbim de concurența a două idei și ceea ce este depreciativ pentru cei care sunt adepți științei, de exemplu, și eu mă număr printre aceștia și consider că încrederea în știință a fost erodată foarte mult în această perioadă și cu efecte tragice pe viitor. Pe de altă parte, cei care fac parte din mișcarea antivaccin o consideră, sigur, o dezvoltare apreciativă, pentru că tocmai o astfel de neîncredere în știință și în vaccinare în mod particular duce la dezvoltarea acestei mișcări a celor antivacciniști, ceea ce pentru ei reprezintă un element pozitiv, un element de generare teoretică. Sigur că pentru cei care sunt pro-vaccin reprezintă o deturnare a sensului cunoașterii și a acțiunii sociale împotriva vaccinului și împotriva încrederii în știință. Sigur că nu putem să nu atragem atenția că în acest concert de idei, nu doar discursul științific este dominant, ci și discursul pseudo-științific, pseudo-argumentarea și chiar știrile false au fost folosite ca argumente și de o parte, probabil și de cealaltă, și nu neapărat discursul logic este singurul care influențează, ba mai mult că discursul emoțional este cel care generează influență socială, și atunci ideea de teorie socială ar trebui completată și din ideea de teorie care duce la înțelegerea științifică a abordării sociale către una de model sau paradigma gândirii sociale, care paradigma nu este neapărat una științifică, pentru că și paradigmele anterioare, filozofice în esență, sunt tot modele de înțelegere a socialului, deși nu au la bază un caracter științific. După cum, sigur, paradigma ptolemeică cu privire la Pământul în jurul căruia se învârte Soarele, deși a fost inclusă în istoria științei, la ora actuală nu este considerată o paradigmă științifică. Dar, sigur, o astfel de paradigmă, indiferent de validitatea sa științifică, coagulează modele și practici sociale și atunci coagulează discursuri semnificative, coagulează moduri de abordare a realității sociale și răspunsuri pe care indivizii le dau vieții sociale. În condițiile în care se dorește schimbarea unei organizații, se urmărește redefinirea modului în care persoanele din cadrul acestei organizații își explică valorile care au condus la succes. În primul rând, noi am extinde puțin acest concept și am spune își exprimă în primul rând valorile constitutive ale organizației, sau mai precis, acele valori care au dus la, în primul rând, la apariția organizației, la apariția necesității unei organizații de genul respectiv, dacă vorbim de organizație socială sau economică sau culturală și așa mai departe. Care sunt acele valori care au făcut posibil apariția organizației, care au făcut necesară, și apoi valori operaționale care ghidează funcționarea eficientă și concretă a organizației respective. Schimbarea este văzută în primul rând ca o schimbare de atitudine a membrilor care definesc organizația și care fac parte din ea. În orice organizație, schimbarea poate fi realizată prin modificarea istoriilor sau poveștilor care circulă informal. Aceste povești influențează mintea umană
la un nivel inconștient, am mai precizat acest lucru, dar ar trebui să-l explicităm, și anume, chiar dacă nu există în documente programatice ale unei organizații, a unei fundații, a unei societăți comerciale și așa mai departe, există în cadrul persoanelor care fac parte în acea organizație o serie de amintiri care sunt transmise de la un membru la altul ca fiind povești, care sunt fie povești de succes, fie în opoziție cu succesul, eșec. Dar ancheta apreciativă pune accent pe poveștile de succes. Care povești arată, de exemplu, când a fost organizația respectivă cea mai vizibilă pe piață, când a fost cea mai eficientă, când a fost cea mai bine primită de către membrii organizației și au avut cea mai mare încredere sau cea mai mare loialitate organizației respective. Ce elemente au dus la succesul organizațional, cum a fost acesta posibil și așa mai departe. Și de obicei nu discutăm de idei, ci discutăm despre povești, adică despre un context social. Și avem o întreagă abordare sociologică narrativă, sociologia narrativă, care pune accent tocmai pe astfel de narațiuni, astfel de povestiri despre organizația în sine și despre cum a evoluat organizația. Sigur că noi vorbim despre organizații în contextul anchetei apreciative, dar sociologia narrativă poate fi extinsă în orice alt domeniu, de exemplu, analiza unui fenomen social mai amplu, a religiei, deci în sociologia religiei, în sociologia culturii, în sociologia medicală și așa mai departe, poveștile fiind structuri de interpretare a realității, pe baza cărora noi ne creăm sens. Și de obicei apare că atunci când cutare a făcut cutare lucru, iată că în organizație s-a întâmplat altceva sau s-a întâmplat ceea ce s-a dorit. Cultura unei organizații este legată de astfel de evenimente de succes, oameni remarcabili, momente de valorizare, modele și momente de succes din viața organizației ce se doresc a fi transmise în activitatea ulterioară a acestei organizații. Boucher consideră că marea promisiune pe care o are ancheta apreciativă sau pe care aceasta o face în celor interesați de dezvoltare organizațională este aceea de a putea oferi un moment de autosustinere prin actualizarea valorilor deja existente în sistem, valori care au creat performanțe superioare. Ștefan Cojocaru propune o paralelă între cercetarea acțiunii clasică și cea apreciativă, adaptată după Cupriders și Newtney, după cum urmează. Cercetarea acțiune implică identificarea problemelor, analiza cauzelor și a posibilor soluții și planificarea acțiunii pornind de la presupoziția principală că organizația este o problemă care trebuie rezolvată, în timp ce ancheta apreciativă pornește de la aprecierea și valorizarea ceea ce este bun în organizație, continuă cu constituirea unei viziuni a ceea ce ar putea să fie în dialogul privind ceea ce ar trebui să fie și în baza presupoziției că organizația este un mister, ce ar trebui să fie descoperit. Elemente de analiză instituțională prin ancheta apreciativă sunt propuse după Bernard, lucrarea din 2010. Și anume, putem pleca de la ideea de realizări, cercetătorul va analiza realizările majore ale organizației, sigur va analiza în cursul unor focus grupuri sau interviuri împreună cu participanții la dezvoltarea organizațională și se analizează, de exemplu, produse inovative, succesul în relația cu beneficiari, know-how și tehnologiile proprii, identitate de brand, premii obținute și așa mai departe. Oportunități strategice, se va viza oportunității de piață ale organizației, date de specificul acesteia și de resurse umane existente, previziuni și planuri strategice și așa mai departe. Unicitatea produselor și punctele tare ale produselor, produsele organizației trebuie să se distingă de cele ale unei organizații similare, și așa mai departe, dar vorbim de asemenea despre ideologie existentă la nivelul organizației,
adică elementele de cultură organizațională, vizând, spuneam, poveștile de succes, crearea identității și apartenenței prin procese de socializare la nivelul organizației, practicile pozitive și așa mai departe. Sigur, acest tabel îl puteți lectura mai îndeaproape din volumul Asistența socială bazată pe evidențe, apărut în 2020 la editura Tritonic și care cuprinde un capitol larg dedicat anchetei apreciative, capitol din care realizăm această prelegere de astăzi. Așa cum a fost gândită ancheta apreciativă, este redimensionată sub forma unei scheme, așa zisului model 4D sau 4 dimensiuni ale anchetei apreciative. În termeni au fost formulați în limba engleză, Destiny, Discover, Dream și Design, și ei apart în acești termeni lui Cupreider, care a fost, așa cum spuneam, fondatorul anchetei apreciative. Etapa de Discovery reprezintă faza de identificare a poveștilor pozitive și a răspândirii acestora în organizație. Punctul de plecare al anchetei apreciative este selectarea temelor afirmative sau pozitive, pornind de la ipoteza că organizația evoluează în direcția în care această organizație este studiată, alegerea temelor de cercetare fiind astfel semnificativă și strategică. Temele sunt stabilite în termeni afirmativi și trebuie să fie legate de domeniul în care organizația vrea să evolueze și deci unde aceste idei ar putea fi amplificate. Acest tip de anchetă folosește interviul apreciativ, care are la bază un ghid de interviu cu întrebări conduse în jurul temelor afirmative. Această etapă implică intervievarea tuturor persoanelor din organizație. În general, se practică interviul reciproc între membrii organizației, dar poate fi condus ca focus grup. Ideea aparține profesorului Ștefan Cojoca. Van der Haar consideră că în această etapă se realizează aprecierea a ceea ce dă viață și energie indivizilor în organizație. Etapa de discovery, este o etapă a analizei poveștilor afirmative relatate de indivizi asupra experienței lor organizaționale, fiind considerat nucleul schimbării pozitive. Această etapă este una de mare angajament, fiind utilizate metode precum interviul apreciativ, focus grupul apreciativ, dar și interviul structurat și cel semi-structurat și așa mai departe. La nivelul acestei etape, analiza nu vizează exclusiv elemente de pozitivitate, ci în general lectura experiențelor fundamentale ale indivizilor, extrăgându-se din acestea elementele de pozitivitate și de succes, focalizarea interviului fiind către aceste elemente de succes. Prezentarea unor probleme de către subiect nu este blocată într-o manieră directivă, ci mai degrabă analizată sub aspectul unor provocări metodologice și a chestionării asupra unor povești de succes în situații similare, care pot fi transferabile în situația indicată. A doua etapă, cea de dream sau vis, reprezintă etapa în care indivizii descriu dorințele și visele pe care le au legate de locul de muncă, de motivațiile lor, de relațiile de muncă, de relații din organizație. Această etapă are loc pe baza unei întâlniri de grup, în timpul căreia datele și poveștile culese în prima etapă sunt împărtășite cu ceilalți. Van der Haar subliniază importanța gândirii alternative, a depășirii limitelor, a ieșirii din cutie, outside the box, prin crearea unor viziuni apreciative asupra viitorului, pe baza istoricului organizației și a prezentului acestea. Rezultatele interviurilor apreciative de la faza anterioară sunt utilizate într-o nouă serie de interviuri individuale sau de grup pentru a se crea o zonă de convergență sau de transparență comunicațională. Bernie Carter susține că etapa de dreaming sau de dream, constituirea visului organizațional, adoptă o serie de imagini creatoare și afirmative asupra viitorului, bazat pe o gândire de tipul în afara granițelor. Interviul conține elemente de
provocare simbolice, pornind de la experiențele valoroase și de succes existente în organizație. Cea de-a treia etapă, design, folosește datele culese în primele două etape, odată ce sistemul are o imagine coerentă despre ceea ce dorește să devină, el are nevoie de o nouă arhitectură socială. În această etapă se proiectează infrastructura și sistemul de management necesar pentru a sprijini viziunea sistemului. Ea reprezintă un proces de reinventare a organizației. Van der Haar consideră că rolul acestei etape este acela de a crea un design organizațional, procesual și relațional pentru actualizarea visului din stadiul anterior. Metoda este una constructivă și colaborativă, se vizează crearea unor acțiuni pornind de la oportunități și punctele tari. Cea de-a patra și ultima etapă, cea de destin sau destiny, mai este numită și delivery sau cea a unor rezultate, reprezintă faza de implementare a planurilor de susținere, menținere și ajustare, dezvoltare a ceea ce a fost proiectat. Reprezintă o etapă de creare a unor rețele și structuri de facilitante a unor legături menite să dezvolte potențialul co-creator. Bernie Carter definește ciclul afirmativ al anchetei apreciative, pornind de la premisa că aceasta este analizat în cadrul organizației și că se vizează exact acel lucru, adică dezvoltarea organizațională, și pe baza acestui ciclu al dezvoltării apreciative, organizația tinde să se dezvolte. Cercetarea asupra ceea ce deja merge în organizație se realizează prin identificarea de informații, cât și concentrarea asupra realităților existente sub forma unui climat co-constructiv de acțiune colectivă și viziune constructivă. Metoda centrată pe succes este fundamental afirmativă, aprecierea ne fiind altceva decât o afirmare a pozitivului intrinsec din organizație, dar și din indivizii. Conform lui Gervas Bușe, intervenția apreciativă este realizată în trei etape, mai înainte am discutat de un ciclu în cinci etape, acum vorbim de unul sintetizat în trei etape, descoperirea apreciativă, fiind etapa căutării celor mai bune exemple din organizație, întâlnite în trecutul membrilor acesteia. Această descoperire se face în funcție de tema propusă de anchetă. De exemplu, munca în echipă, serviciile oferite clienților, leadership-ul și așa mai departe. Înțelegerea apreciativă se referă la înțelegerea în profunzimea organizării și contextelor care au generat momente de performanță superioară în organizație. Și amplificarea apreciativă este ultima dintre cele trei etape prin care sunt întărite și amplificate elementele descoperite și înțelese care au contribuit la performanțele superioare ale sistemului.